Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează fermierii cu privire la publicarea ghidului solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat. Este vorba despre sprijinul pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite. Schema vizează înființarea de plantații forestiere, iar beneficiarii pot fi atât deținătorii publici de teren agricol, cât și cei privați. Ghidul solicitantului constituie un suport informativ complex pentru pregătirea, întocmirea și depunerea cererii de sprijin, precum și modalitatea de selecție, aprobare și implementare a angajamentului. De asemenea, conține lista documentelor, avizelor și acordurilor, modelul cererii de sprijin, al angajamentului, precum și alte informații utile implementării schemei de ajutor de stat, sprijin pentru prima împădurire. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează persoanele interesate asupra faptului că a fost aprobat ghidul solicitantului pentru măsura 8, sprijin pentru crearea de suprafețe împădurite, sesiunea 5. Scopul acestei măsuri este acela de a acorda un sprijin financiar deținătorilor de terenuri, deținătorilor publici și privați de terenuri agricole și neagricole, ce înființează păduri sub două forme, respectiv perdele forestiere sau trupuri de pădure. Ajutorul financiar se acordă sub forma a două prime, prima 1, prima pentru înființarea pădurilor și prima 2 este un sprijin acordat anual pentru îngrijirea și întreținerea pădurilor înființate. Sprijinul financiar se acordă ca valoare fixă, reprezentată de costuri standard pe hectar pentru împădurire și compensarea pierderilor din venit agricol, după cum urmează. Prima de înființare a plantațiilor forestiere, care acoperă și costurile cu elaborarea proiectului tehnic de împădurire și împrejmuirea plantației denumită prima 1. Prima anuală acordată pe unitatea de suprafață pentru acoperirea costurilor de întreținere, maximum 6 ani, și îngrijirea plantației forestiere, maximum 2 ani, precum și pentru compensarea pierderilor din venit agricol ca urmare a împăduririi pentru o perioadă de 12 ani, denumită prima 2. Documentele aprobate pot fi consultate pe site-ul Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură.